mai avem ce să vindem pentru Revelion. Charterele pentru Egipt, Maldive sau Zanzibar sunt pline de acum o lună. Agențiile de turism au fost asaltate pentru oferte pentru noaptea dintre ani. După o perioadă grea cu multe restricții și vacanțe anulate din cauza pandemiei, românii vor să recupereze, iar destinațiile exotice sunt în top. Charterele către Maldive, foarte bine vândute. Egiptul este, din punctul meu de vedere, marele câștigător, pentru că are tarife mai accesibile chiar decât Maldive. Dubaiul, de asemenea, solicitat. Nici nu este de mirare că aceste vacanțe au fost în preferințe. Ofertele au fost destul de avantajoase. De pildă, un pachet cu pensiune completă și zbor inclus în Maldive este în jur de 1000 de euro. Fiindcă au existat cereri și zborurile către capitala Republicii au fost suplimentate. Tarifele sunt foarte accesibile, chiar o treime din preț, am putea spune, față de o perioadă normală. Iar în Egipt, la peste 35 de grade Celsius, prețurile pentru un pachet sunt de aproximativ 700 de euro la hoteluri de 4 și 5 stele. Cei care nu vor sau nu își permit să aleagă destinații exotice vor petrece Revelionul alături de cei dragi în țară. Suntem veniți din Germania, ne-am asumat riscul venind încoace și fiindcă locuim acolo, cu familia. Din cauza restricțiilor, cel mai indicat este să stăm cu familia și cât mai restăm. După destinațiile exotice, în preferințele românilor pentru noaptea dintre ani se află și zonele montane din țară, potrivit agențiilor de turism.